Mă bucur. Mulțumesc. Să recunoaștem, să rămână. Salut, maestru. Vă invit să luați loc. Da. O apariție după un an? Informație corectă? Nu e chiar atât de corectă, dar lăsați-mă să fac o remarcă. Vă rog. Să vă mulțumesc că ați schimbat scaunele. Era normal. Mai facem asta din când în când, mai greșim. Ceea ce e bine. Ultima apariție a fost de Revelion. A fost de Revelion. Da. Noi am mai avut ocazia să obținem un interviu în momentul în care în presă apăruseră speculații că aveați probleme pe corzile vocale, că vă operaseră și ați negat. Sunt bune și speculațiile câteodată, că și atunci când lipsești, ești prezent. Da. Deci n-a fost o retragere din anumite motive și totuși sunteți o pasăre rară pe micul ecran. Cred că așa e cel mai bine. Ca să fiți foarte așteptată după aia. Ca atunci când ești dorit, relația cu cel ce te dorește este mult mai puternică. Și în viață și în cuplu. Eu mă adresez celor care au nevoie de cântecele mele, de personalitatea mea, de, știu eu, dăruirea mea, de sufletul meu, de adevărul meu, care de altfel totul se află în cântec. Ați avut... Uite, îl văd pe Ovidiu aici și aș fi vrut să începem altfel, pentru că știu că, de exemplu, ați început să cântați în tramvai. Și poate puțin telespectatori cunosc povestea asta, dar fiind Ovidiu aici, mă gândesc că ați avut mai mulți parteneri, foarte apreciați de public. Marius Țeicu a fost Marcel Dragomir la un moment dat. Ovidiu, cum e? În comparație cu ceilalți doi? Dacă vorbim de compozitori, da. Ceilalți nu au fost parteneri. Poate... ocazional Marius Țeicu, dar parteneri am avut doar, dacă nu greșesc, patru, Ovidiu fiind al patrulea. Ultimul și cel Cornel mai bun? Constantiniu, colegul meu Cornel Constantiniu, marele actor Florin Piersic și mult regretatul Ștefan Iordache. Iar Ovidiu a venit așa ca o floare proaspătă, de o floare de câmp, pentru că așa arată cu forța florilor de câmp. Adevărul că eu mi-am dorit foarte tare să ajung într-o zi să cânt cu Angela Similau. Iubeam muzica, era și este o femeie foarte frumoasă și îmi făcea deosebită plăcere să, ceea ce am spus și înainte de emisiune, să stau și să mă uit la Angela Similau. Și chiar îmi doream. Un domn bine crescut nu poate să facă decât o asemenea remarcă unui domn, așa că vă mulțumesc. Mă bucur că am reușit să colaborăm. De aproape 5 ani de zile suntem, ea este artista casei mele de producție și această colaborare s-a concretizat cu mai multe discuri lansate. Primul disc a fost Lumea mea, pe care am încercat să adunăm 13 cântece și mai vechi și prime audiții. Eu am 5 cântece pe acel disc și sunt tare mândru. După care s-a născut acest proiect de duete. Acest proiect de duete s-a născut la dorința publicului, pentru că foarte multe semnale din țară erau: domnule, de ce nu faceți un duet? Și până la urmă am zis: domnule, nu facem un duet, facem un disc de duete. Și așa s-a născut acest disc de duete, De dragul tău, care de fapt poartă și titlul turneului nostru, De dragul tău, turneu care este 100% live alături de orchestra noastră. Dacă îmi dați voie să-i prezint. Pe George îl știu, am fost colegi la Uniplus Radio. Este Gheorghe Emanuel Fisă la chitară, Voba la tobe, Mihai Pană la vioară, Marius Lung la bas, Nicolae Suciu la clape și trebuia să încep cu domnișoarele, Aida Borovină și Georgiana Mircea backing vocals. Și vreau să mai spun că să-i mulțumesc prietenul meu Vali de la Deva și să-l asigur că pe data de 24 vom fi la Petroșan și pe 25 vom fi la Deva. Era o mică problemă, nu eram sigur că vom ajunge acolo. Foarte multă lume s-a interesat să facă rezervări. Din păcate, biletele au ajuns chiar astăzi. Așa că cei care vor să ne vadă, 24 Petroșan, 25 Deva, vom fi acolo împreună cu toată echipa. E bine că ați început aici, pe de altă parte. Și revenim la cântat. Cum a fost cu tramvaiul?
Cântatul în tramvai. De ce în tramvai? Mama îmi povestește pentru că, sau mi-a povestit pentru că, nu mi-amintesc, dar mama îmi povestea că aveam atâta drag de a cânta, încât cântam tot timpul, însă în momentul în care urcam în tramvai cu ea și tramvaiul, nota bene, era plin, atunci cântam de parcă eram pe scenă. Mama se jena. Pentru că erau mulți oameni. Da. Mama se jena, încerca să mă oprească și, bineînțeles, oamenii văzându-mă, eram frumușică, chiar frumușică, titic, așa. Nu trebuie să le convingeți foarte mult, că știau. Știți că tata v-a scris, acum fac o paranteză, v-a trimis prin anii 80 o scrisoare de amor. Tatăl lumii tale. Da. Și păstrați o replică, da, sau o pagină pe care n-am mai trimis-o și mama s-a amuzat foarte tare atunci. Dar de ce nu i-ați răspuns? Dar faceți-i cu mâna acum, da? Da. Îi transmit acum toate cele bune, sănătate multă, 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 că toți avem nevoie bine, de știți. Ea. Da. Sunt fericită să aud așa ceva. N-am răspuns și n-am răspuns, de fapt, niciunei scrisori de amor. Niciodată. Serios? Serios. Și bănesc că erau cu sutele de mii. Nu știu, oricum eu am adunat toate mesajele care au venit la mine sau la televiziune în mulți saci. Și mai aveți saci? Da. Și cereri în căsătorie, dacă ar fi să vă gândiți un pic cam cât au fost. Îmi bănuiesc că oamenii nu se sfiau când trimiteau scrisori de amor. Nu, eu n-am fost cerută în căsătorie decât de cei care au și devenit jumătatea vieții mele. Pentru că se pare că se creează așa un ecran între cei care doresc să fie alături și persoana ta. Consider că ești prea puternică și că nu se poate ajunge la tine și atunci nu se poate concretiza dorința. Și atunci au fost doar vise. Și atunci probabil că a rămas la nivelul acela. Am întâlnit însă în turneele mele, am întâlnit foarte multe familii a căror fetițe se numeau Angela. A fost un adevărat fenomen. Și știu că acest fenomen v-a și ajutat la un moment dat când, nu știu dacă ați fost interzisă, dar aparițiile pe micul ecran se lăriseră. Ați trăit ca un star. Ați trăit ca un star, de fapt asta vreau să vă întreb. Ați fost, sunteți un star, dar mă refer la perioada de dinainte de 89. Vi s-a permis să trăiți ca un star? Depinde ce înțelegem prin star. Nici acum nu trăiesc ca un star. Ideea este că artistul, după părerea mea și a generației mele, trebuie să nu uite nicio secundă mitizarea artistului și a, hai să zicem, acelui de care publicul are nevoie. Nu, da, atâta știți. Timp cât acum publicul, vrând nevrând, dorind nedorind, intră în viața intimă a artistului, interesul pentru ceea ce face el scade. Sau artistul nu mai are, da, sau artistul nu mai are misterul de care are absolută nevoie. Da, uite, de ce v-am întrebat asta? Pentru că au venit la noi mari actori în platou. Și noi ne gândeam pe vremea aia, sigur, că toți trăiesc extraordinar. Îi regăsim acum în situație mai puțin plăcută. Avem un serial de vreo 2 luni cu actorii români, indiferent de vârstă. Ei se confruntă și acum cu greutăți, dar mare ne-a fost surpriza să aflăm că și pe vremea aia